Dragii noștri telespectatori, iată-ne, am revenit în partea a doua a emisiunii Tezaur Folcloric, ediție specială de sărbători dedicată Sfântului Crăciun al nostru. În această parte a doua avem invitați de seamă, invitați care sunt și în postura de interpret de folclor, dar sunt și acei oameni ai locurilor de unde vin și unde, prin strădania lor, pregătesc copiii care să ducă mai departe tradițiile și credințele noastre de sărbători. Marioara Man Gheorghe, interpretă de folclor din Ardeal, dar și preoteasă și coordonatoare a grupului Mlădițe Ilfovene, cum te simți în a doua zi de Crăciun și ce înseamnă pentru tine această sfântă sărbătoare? Pentru mine, ziua de Crăciun și Crăciunul înseamnă bucurie, pace, iubire, iertare. Și astăzi am venit cu un dar frumos pentru dumneavoastră, darul de a vă colinda prin glasurile frumoase ale copiilor a grupului nostru Mlădițe Ilfovene din Clinceni, grup de copii frumoși, talentați, copii care iubesc folclorul. Românii știu să petreacă, știu să cânte în ziua de Crăciun și colinde și cântecul de sărbătoare, cântecul locului unde s-au născut și pe care îl reprezintă.
la faină-i grădina cu flori, omul cu frați și surori, să văd e sărbători, măi la-la-la. Hăi când s-adună împreună, ca veselia li stăpână. La românii mândru tare, la-la-la-la-la, când îi zâd e sărbătoare, la-la-la-la. La românii mândru tare, la-la-la-la-la, când îi zâd e sărbătoare, la-la-la-la. La biserica din sat, de neamul s-o adunat, care de unde-o plecat, măi, la-la-la-la. La biserica din sat, de neamul s-o adunat, care de unde-o plecat, măi, la-la-la. Da, vin cu tăți împreună și petrec în voie bună. Ies bătrânii pe la poți, măi, la-la-la-la-la, să-i aștepte pe nepoți, măi, la-la-la-la. Ies bătrânii pe la poți, măi, la-la-la-la-la, să-i aștepte pe nepoți, măi, la-la-la-la. Mare-i bucuria-n casă, c-o vini cu tăți la masă, pita-i caldă, za mai grasă, la-la-la-la. Mare-i bucuria-n casă, c-o vini cu tăți la masă, pita-i caldă, za mai grasă, la-la-la-la. Da, cât-i domnia de bună, băi, nu-i ca seama de găină. La român le place jocul, la-la-la-la-la, zice șetiera cu focul, la-la-la-la. La român le place jocul, la-la-la-la-la, zice șetiera cu focul, la-la-la-la. Și iese jar din podele, când bat cizmele pe ele, e s-aude până la stele, la-la-la. Și iese jar din podele, când bat cizmele pe ele, e s-aude până la stele, la-la-la. Așa-i neamul meu fălos, suflet bun și veselos, care știi trăi frumos, măi, la-la-la. Mulțumim Marioare Iman Gheorghe, mulțumim grupului Mlădițe Ilfovene și momentele noastre de sărbătoare continuă cu un grup pe care dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, l-ați remarcat în numeroasele emisiuni dedicate marilor noastre sărbători. Și vă îndemn acum, dacă n-ați reușit să faceți cadouri copiilor și nepoților dumneavoastră, dragi părinți, mai este vreme. Nu uitați să-i mângâiați, pentru că aceștia sunt viitorul nostru și darul nostru cel mai de preț. Doamna profesoară Leontina Vârcaș, ne-ați încântat întotdeauna cu momentele speciale. Sunteți un pedagog extraordinar. Sunteți un căutător de adevărate tezaure folclorice acolo de unde veniți dumneavoastră, din Ardealul nostru drag. Cum vă simțiți astăzi aici, la televiziunea română? Ați colindat până acum, în perioada... Am colindat, da, am colindat de la începerea postului. Dar să-mi permite să vă spun, bine te-am găsit, tezaur folcloric, tezaurul sufletului nostru. Din tezaur folcloric au încolțit, au mugurit mugurii de tezaur cu care venim din inima țării, de la Alba Iulia, venim cu inima curată, cu glasuri curate, să vă aducem la fereastra sufletului dumneavoastră, de sfintele sărbători, colindele noastre străbune, pe care
le transmitem cu toată inima și cu gândul de sănătate și pace. Dumnezeule prea bun, trimite-ne de Crăciun harul Domnului Hristos pe pământul păcătos. Pune, Doamne, pe răzoare tot un fluture și o floare, iar în traistă la sărași tot un măr și doi colaci. Dă-ne, Doamne, lună plină și viață mai senină. Limpezește văile și ne-ndreaptă căile, iar nouă pentru colindă să ne scoată gazda întindă o vadră cu vin și colăcei, ca la Cana Galilei. Nu doar că am fi sărați și umblăm după colaci, dar noi știm că din bătrâni așa-i data la români. Să se bucure tot natul că s-a născut împăratul, să ne aducă fericire, pace și bună învoire. La 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 la
Dorim să mulțumim doamnelor noastre profesoare, Marioara Raman Gheorghe și Leontina Fărcaș, pentru că au adus spiritul acestei sărbători și aici, la televiziunea română. Și iată, se respectă una dintre tradițiile importante ale Crăciunului, aceea de a colinda. O tradiție care se transmite din generație în generație, grație acestor îndrumători și iubitori de frumos. Le mulțumesc doamnelor profesoare, mulțumim copiilor și părinților și dați-mi voie să mulțumesc și Centrului de Cultură Augustin Bena din Alba Iulia, pentru că întotdeauna ne oferă acest prilej de a asculta lucruri tezaurizate. Cu aceste mulțumiri, cred că și colegii mei sunt în asentimentul că nu a trecut Crăciunul și nu au fost colindați de copiii noștri dragi. Dar sărbătoarea continuă. Sărbătoarea continuă și ne gândim la ziua de 27 decembrie, o zi însemnată în calendarul ortodox, printr-o mare sărbătoare, ziua Sfântului Ștefan. Așa cum ați observat și în prima parte a ediției speciale de Crăciun, am avut sărbătorit care poartă acest nume. Iată și în partea a doua vreau să vă prezint trei invitați pentru care am o deosebită admirație și cărora le spun la mulți ani, de pe acum. Marea mea admirație este pentru doamna Ștefania Rareș, pe care, iată, o avem cu prilejul sărbătorii noastre în platoul televiziunii române al tezaurului folcloric și trebuie să recunosc că pentru mine personal este un adevărat mesager, un adevărat interpret care întotdeauna și-a văzut misiunea de model pentru tânăra generație. Doamna Ștefania Rareș, de pe acum la mulți ani. Vă mulțumesc din suflet și în loc de colind am o urare pentru cei ce ne privesc astăzi și pentru cei ce trăiesc momentul sfânt a nașterii lui Iisus. Doamne, ajută-ne să fie liniște pe acest pământ, ajută-ne să fim sănătoși și fă-ne din nou veseli, să trăim momentul veseliei așa cum l-a avut românul totdeauna. La mulți ani tuturor, pe unde sunteți, peste munți, ape, dealuri și băi. La mulți ani! La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor care sunteți în fața ecranelor și mâine vă sărbătoriți ziua. Și această veselie chiar vă rog să o aduceți acum în platoul nostru, dumneavoastră, prin frumoasele cântece pe care le-ați pregătit, urmând să revenim cu alți interpreți care își vor sărbători ziua. Frumoși ca iariba de amăi, clipunii zurgălăi, cum îi obișei la noi, măi. Și când iarna se coboară, săniuța parcă zboară, săniuța parcă zboară. Ca sulfina, mândră iarna-n Bucovina. Tăti, parcă stau gătiti, cu strai alb-împodobiti. Ca să-l însoare sclipind, și pădurea-i de argint, și pădurea-i de argint, mă. Așează, mă gătesc să fug din casă, că mă cheamă ba de afară, să mă sui în sănioară.
caii bat pasul pe loc, să pornească la galop, să pornească la galop, mă. Doară iutiță, niuța, frumoși ca aia ribătiță, că le pune zurgălăi și hrănește cu trifoi, măi. Aleargă iutic ca vântul, parcă nici n-ating pământul, parcă nici n-ating pământul. Și răsunăm un cevăi când ișel de zurgălăi, când ișel de zurgălăi, măi. Dragii noștri telespectatori, ne-am dorit ca edițiile Tezaur Folcloric din a doua zi de Crăciun să aibă o structură aparte. Fiecare cântec să aibă corespondentul lui în fiecare dintre dumneavoastră. Am prezentat aici, cu ajutorul invitațiilor noștri speciali, momente care să se refere direct la sărbătoarea Crăciunului, cum sunt orațiile și colindele pe care le-ați ascultat, dar ne-am gândit că este bine pentru sufletul omului care ne privește de acolo, de acasă, în zi de sărbătoare, să prezentăm și un cântec de dragoste, un cântec de joc, un cântec care să ne aducă mai aproape de dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Continuăm sărbătorirea noastră din această ediție a emisiunii Tezaur Folcloric, referindu-ne la ziua de mâine, la sărbătoarea Sfântului Ștefan, cu doi tineri interpreți. Pentru că dumneavoastră ați observat că emisiunile noastre au în vedere și acești tineri ai noștri meritoși care duc mai departe cântecul popular. La mulți ani, Ștefania Pârlea, la mulți ani, Florin Ștefan. V-am invitat cu drag să aveți mâine o sărbătoare frumoasă, să vă bucurați de toate darurile vieții și noi,
echipa emisiunii Tezaur Folclorii, ne mândrim cu tineri asemeni vouă. Cum veți simți voi sărbătoarea de mâine, fiind astăzi într-o altă mare sărbătoare? Ștefania? În primul rând, vă mulțumesc din suflet pentru urările dumneavoastră. Cu siguranță ziua de mâine va fi mult mai frumoasă acum că ne-am aflat astăzi în Casa Tezaur Folcloric și vă mulțumim că ați prilejuit acest eveniment, am putea spune. Și vrem să transmitem tuturor de acasă puțin din sufletele noastre, din ceea ce înseamnă sufletul nostru prin cântecele pe care le dăruim cu drag. Florin? Vă mulțumesc din suflet și eu că mi-ați acordat această șansă de a cânta publicului iubitor de cântec popular. Sărbătoarea este minunată la mine pe meleagurile dâmbovițene și doresc din tot sufletul tuturor sărbătoriților și tuturor oamenilor de acasă sărbători binecuvântate alături de cei dragi cu tot ce este mai bun și mai frumos. Să le dăruiască Dumnezeu tot ce le este de folos. Acum să vă ascultăm și cântând. Ștefania? Sus la munte plouă ninge, la 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 la.
te-aș vedea lângă-i mei, măi, bine mi-ar părea de ei, măi, ochii și gurița ta, i-a pus pajar inima, măi. Lele, mândra mea, oboară mândră, valele, lele, mândra mea, ca să-ți ies mândruțul în cale. Lele, mândra mea, coboară mândră, valele, lele, mândra mea, ca să-ți ies mândruțul în cale. Ca unde-am făcut cărare. Lele, mândra mea, cum să nu vin pe la tine. Lele, mândra mea, că arde inima-n mine. Lele, mândra mea, cum să nu vin pe la tine. Lele, mândra mea, că arde inima-n mine. Apotești cu flori mărunte, lele, mândra mea, ți-am purtat eu doruri multe. Lele, mândra mea, cât oi fi și oi mai trăi, măi, lele, mândra mea, tot pe tine doi iubi, măi. La mulți ani sărbătoriților noștri de mâine, să aveți petrecere frumoasă. Dar acum dați-mi voie să vă prezint un voinic la fel de frumos și de bun și un sărbătorit al zilei de mâine care vine, ce să vedeți, cu ceata lui, Ștefan Năstase. La mulți ani, Ștefan Năstase, și te rog să vii aici cu ceata ta. A venit aici ceata fraților Năstase, Cristian Năstase. Și te rog, Cristi, pentru că noi suntem prieteni mai vechi, prezintă tu momentul pe care îl dăruiești tuturor telespectatorilor. În primul rând, mulțumesc tezaurului folcloric că ne fac din nou foarte, foarte fericiți. De data asta debutăm în tezaur cu o formulă, zic eu, completă. Vin și copiii fratelui meu, Mihai Năstase, o avem pe domnișoara Miruna Năstase, acea colindătoare superbă, și pe domnul Ștefănel. Pe care îl sărbătorit și voi și Năstase noi, și noi, astăzi și, pentru și, mâine. Și ai mei copii minunați, pe Smaranda Ioana Năstase, și pe fiul meu, Alin Cristian Năstase, și împreună cu fratele meu, Mihai Năstase, și nu pot să spun, tot din familia mea fac parte și acești minunați instrumentiști, naistul George Pascal, prietenul meu de viață, contrabasistul Gheorghe Spiridon, alături de noi, țambalistul
Iulian Spătaru. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici cu noi, să aveți sărbătoare și petrecere frumoasă mâine și acum să vă ascultăm. Zurgale și clopoței a venit cu trac la voi, bungă și gălțănașul, ce-am adus cu Linda în casă. Așa-i obicei în seara mare, colindă pe fiecare. Așa-i obicei în seara mare, colindă pe fiecare. Zurgăle și clopoței a venit cu drag la voi, gazdă bună și aleasă. Și-am pornit din zori la colindatul, cu bunicii mi-au învățatul. Și-am pornit din zori la colindatul, cu bunicii mi-au învățatul. Zurgăle și clopoței a venit cu drag la voi, gazdă ușa mi-o deschide. Lăudăm pe fiul ce se naște și păcatul nu-l cunoaștem. Zurgăle și clopoței a venit cu drag la voi, fi vacasa luminată, cum e burta înstelată. La fereastră noi plecăm la altă casă și la anul ce are să fie ne-ntoarcem cu bucurie. Și la anul ce are să fie ne-ntoarcem cu bucurie.
Dragii noștri telespectatori, așa ne-am gândit să vă prezentăm edițiile speciale Tezaur Folcloric de Crăciun. Dorința noastră a fost aceea de a fi împreună, pentru că asta este, cred că, principala tradiție a acestei sărbători. Toți suntem ca o familie, toți aceia care slujim folclorul românesc și tezaurul folcloric. Le mulțumim invitațiilor noștri că ne-au colindat și pe noi, pe cei care suntem aici în televiziunea română, pe colegii mei, cărora le mulțumesc pentru ziua de astăzi și pentru toate sărbătorile petrecute împreună. Iar dumneavoastră, vă mulțumim pentru tot ce ați creat în jurul acestei emisiuni. Respect și prețuire. Să aveți o sărbătoare frumoasă și mâine de Sfântul Ștefan și urmăriți Tezaurul Folcloric duminică de duminică. Dar vă rog, nu uitați că în noaptea de Revelion veți fi împreună cu această echipă minunată a televiziunii române într-un program de excepție pentru dumneavoastră. La anul și la mulți ani!